Rămânem la același subiect și discut în continuare aceste noi măsuri adoptate de CNSU alături de Alexandru Iancu, organizator de evenimente. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezența la Life News. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Cât de mult vă afectează aceste măsuri impuse acum? Ne afectează și în minte am un singur exemplu, pentru că aseară sora mea a organizat o mică petrecere pentru fetița ei, nepoata mea, de 2 anișori, cu o petrecere cu oameni mai mulți. Botezul nu a putut să-l organizeze, moțul de un an nu, și abia acum, în 2022, am putut să fim și noi alături de ei, mai ales că nu stau în București. Din punct de vedere business, bineînțeles, am avut o gură de aer acum de sărbători, iar cum au trecut, va trebui iarăși să revenim la lucrurile cumva care ne sunt o normalitate, dar spunem cu gânduri de supărare și de îngrijorare în același timp. Vorbeați de evenimente foarte importante pentru viața fiecăruia. Credeți că veți mai putea organiza în continuare, nu știu, poate nunți sau botezuri, ținând cont de aceste restricții despre care se vorbește acum? Soluții au fost întotdeauna, chiar și în situația în care ni s-au permis, nu au fost interzise definitiv, chiar și cu 30% din capacitatea locațiilor, 50% sau mai mult. Important este să avem un cadru în care ne sunt permise evenimentele, iar noi ca organizatori vom face tot ce ține de noi, astfel încât să creăm cadrul potrivit pentru ca oamenii să se poată bucura de o petrecere și de o reuniune cu familie. Dacă nu știu, aveți, de exemplu, rezervări făcute deja pentru anumite evenimente, veți reduce din numărul lor sau va fi, nu știu, o înțelegere cu cei care au făcut aceste rezervări? Cel mai probabil, dacă se vor interzice definitiv, pe o perioadă dată se vor reprograma, iar, de exemplu, pentru weekendul ce tocmai urmează să vină, sunt programate evenimente și sperăm doar să nu le afecteze, pentru că sunt deja și planificate și organizate până la cel mai mic detaliu. Vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră.